Vorrei darvi a tutti voi la benedizione con la mia gratitudine per essere qui. Aș vrea să vă dau vouă tuturor o binecuvântare pentru faptul că sunteți aici. Grazie di venire, grazie di essere con i vostri malati e grazie a voi che portate avanti la malattia offrendola al Signore. Vă mulțumesc tuturor celor care însoțiți, că sunteți cu ei și mulțumesc vouă bolnavilor pentru că duceți înainte boala. Adesso preghiamo insieme la Madonna prima della benedizione. Acum, înainte de binecuvântare, să ne rugăm împreună la Preasfânta Fecioară Maria. Bucură-te, Marie! Cea plină de Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Per favore, pregate per me, non dimenticatevi. Vă rog frumos să nu uitați să vă rugați și pentru mine.
Momentul nu s-a terminat. Vă rugăm, rămâneți pe poziție și păstrați liniștea cuvenită. Să-L urmărim pe Sfântul Părinte împreună din fața palatului, acolo unde va începe o celebrare a cuvântului cu o omilie și cu câteva mărturii din partea credincioșilor din comunitățile noastre. Așadar, vă rugăm să rămâneți liniștiți și să ne unim în rugăciune cu Sfântul Părinte Papa. Întrucât transmisiunea este prin intermediul internetului, ne cerem scuze pentru eventualele decalaje care se produc. Dragi pelerini, dragi oaspeți aici la Iași, iată Sfântul Părinte!